Mamă, e lună plină, să ne transformăm. E bec cu prostule. Presupun că tuturor ne place să mergem la cinema. Doar că ce ne place mai mult decât să mergem la film e mâncarea. Bă, credeți-mă, n-ai cum să mergi la Batman fără mâncare. Bă, durează 3 ore filmul. Singura problemă e că mâncarea e mult prea scumpă acolo. Așa că am tras o fugă să ne facem cumpărătorile și după o să vedeți voi. Deci să luăm de asta. Exact ce aș chestie ca lumea aceasta. Dani mănâncă? Și noi și Nacio și de asta. De ce să dai 30 de lei când ai 5 lei pe ăsta și mai dai 5 lei pe Nacio? Bă, gândesc, mă, pochinci. Bă, merge, 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 merge. Am nicio idee foarte handicapat, într-adevăr, și o să luăm de asta, de nu-ți stai lucrat de aici, într-o frumos, la bun aici. Se vadă tot jos. E o mică problemă, e o foarte, foarte lipetit, le problem, nu? Că aia ne verifică. 6 fagă, sunt la lăsați în locul de televizorul. Așa că, fratele vostru, Denis, o veni cu scoci. Vă dați să știți că dacă am intrat acolo și cumva ne-au văzut, în primul rând, pe lângă ne-a mâncarea, ne-a și bebut la fel. Mergem și intrăm acolo, plecăm paznic sau de... Ia noracul, sus a noracul. Poftim? Nimic. Avem niște mâncare aici. Noi nu renunțăm niciodată. Băi, Ștef, nu renunță, știi de nu ți-a fost. Bineînțeles că a venit paznic și ne-a alungat, dar ce se vede? Noi nu renunțăm niciodată, bă, nu-i așa, băi? Prefer să... Da. Bă, mi-e foame, bă, de foarte multe ori. Da, sincer, ok, deci sincer. În concluzie... Nu, deci m-am abisionat și mai tare, doar că m-a alungat. Deci da, deci pentru asta chiar, că nu și pentru asta... Ideea e în felul următor. Eu o să mă dezbrac, o să le puneți pe mine, când ajungem acolo, mergem la baie, le desfacem, le-am pus. Ați înțeles? Ușor, e, da? Ușor, bun. Ușor. Hai, satisfăceți-vă. Nu am înțeles nimic. Totul e aici. Voi înțelegeți, dar totul e aici. Corii filmează, da? Deci fiți atent. Cu chipsurile cum facem? Că eu nu știu. Uitați-vă la cât e aici, bă, pușca mea. Voi vedeți la cât e. Deci fiți atent. Noi avem filmul în 10... Băi, filmul 10 minute, hai. Parpitoade, da? Bă, nu știu. Hai, nu mor de fric, David. Vino să te pup. Filma 10 de noi, se rog. Filmează cum fac profesor. Hai, Corii, hai. Ocupi. Nu, încă unul. Două, câte două, câte trei. Bă, dar ce ustura asta, bă, dacă le-a surpt tare, mor și nu? Hai, bă, că l-ai zis, n-ai scoat, dă bandă, bandă. Băi, ce lasă de-a pe cameră. Zici că din filme are muniții pe aici, are gloanțe. Dacă tot vine răzbuși. Bă, dar nu cu dinții animalului, cam. Așa. Nu, aici mai încape una. Mai încape una, bă, lasă așa, că mai pui. Nu, ca să prindă grip, bă. Prindă grip, mai dă una. Bă, ca de asta. Bă, sunt cat așa la Gigi, dar vrei să-mi faci cheie? Vrei să mă prindă paznicul? Da, nu, bă, puneți-le să nu-mi cadă, bă. Dacă mi-ați făcut cheie, mă jur. De la jilava de unde intru. Pune-te alea. De la jilava de unde intru, vă dau pe toți. Da, nu te mai... Bă, și câte mai avem, bă, băiatele, bă. Cad, dă-i cu scoci așa. Mai dă-i, stai. Ușor, bă, că-mi pășcă taș din gură. Bă, dar oare paznici n-o să-și dea seama ce făceam? Nu, n-ai treabă. Nu? Nu, ce-l pe spate. Trage-o de-asta mare, așa. Trage-o de-asta mai mare. Bă, Dani, dă-te, bă, că nu. Gata, bă, cu tine, cu tine. Din capăt, din colo. Așa, dă-l. O, ce chiar n-am fa... Gata, mai dă-i un lier. Gata, bă. Mamă, Denis, dar ce te-ai îngrășat. Pune pipopou, bă, pipopou, care fundul mare. Denis, mâinile sus. Bă, îi pune sub braț, bă. Bună. Știți cum stau uneori, bă, stau seara în pași și mă zic, bă, ce căcat n-am făcut eu în viața asta, bă? Gândi, uite, așa vine ideea la așa mașină. Îți bate, nu? Gata. Stai, mai dă-i un layer, în față, Prinde-o bine. Ușor, bă, că nu intru tot. A, ok, gata. Da, ce pot să zic, de aici arăt normal, dacă dau așa o lacă, nu mai arăt. Bă, ce înseamnă inflația? Bă, ce înseamnă inflația? Ce înseamnă războiul? Bă, uitați-vă la, bă, e criză, bă, ce la noi, nu doar la voi. Am terminat acum de pus astea, deja am întârziat la film, că e și 3 minute și filmul începe la fix. Să sperăm că nu o să am emoții prea mari și să mă mișc să fac foșneit și chestii de genul. Sau din cel mai rău caz să-mi cadă alea în fața la domnul ăla. Și spun: "Bă, domn, dar nu sunt ale mele, bă, cum ar fi să zic acolo? Da, dar să mori de știu de unde mi-o căzut." Și ce zic? Nu știu dacă o să filmez acolo, că deja cred că o să mă ia că am intrat cu astea. Da, păi dacă mai și filmez filmul, deci nu cred. În fine, de fapt o să ne vedem de acolo, să vezi, bă, să fie bombă. Dacă nu mai auziți de mine, nu o să mai auziți de mine. Bă, ce s-a... Bă, ta, bă... S-a f***a, zici că e un vârcolac, bă, băiatule! Uite-l ala la... Bă, deci, gândiți-vă, deci...
m-am apucat și de serial Teen Wolf, bă, și am visat numai vreo colaje de-astea, bă, și acum, bă, efectiv, două de-astea, bă, verzi, și pușa mea fi de la interfon și lumini strălucitoare, ochi, cam Scooby-Doo, cam Scooby-Doo. Nimeni și prost erau pe o barcă, nimeni se neacă, iar prostul strigă la salvamar și zice, bă, s-a necat nimeni, tu ești prost, da, eu sunt. Bă, nu, și mie îmi plac astea. Ce frică ți-a avut când erați mici? Frica voastră, cea mai mică? Cea mai mare frica mea, hai să vă zic acum. Frică de întuneric, da? Vreți să vă zic de ce am avut eu frică de întuneric? Deci, noi când eram mici ne adunam la un prieten care avea calculator. Pe vremea aia nu era. Bă, și ne adunam foarte mulți, bă. Bă, și cum ăștia erau la că mai mari frate mici cu prieteni. Lui erau mai handicapați, mult mai handicapați, era mult mai mic. Și ce-au făcut, bă, handicapați? Se uitau la Bloody Mary, să mor eu de nu că mă dau cu capul de asta, dacă vă mint eu acum. Bă, ții minte perfect videoclipul ăla. Era camera verde. Deci, lăsați-mă să vă explic. Acum azi cât de serios se poate. Nu, eu serios acum. Bă, deci era o cameră verde și pălpâia imaginea, bă. Bă, și se tot mișcau niște chestii. Se mișca un scaun ăla. Știu videoclip. Bă, băiatule. Se mișca mai așa un scaun. După am văzut că se mișca mai și televizor sau pușca. Nu mai știu. Bă, și te făcea să mai aproape. Bă, ce pușca mai se mai mișcă? Bă, și o sărit după aia de jos. Bă, o sărit tot aia horror. Bă, mă, pe mine, bă, și nu mai știu câți ani aveam. 6 ani. Abaram. Îți dai seama că ăștia mari știau ce fac. Și ne-au lăsat pe ăștia mici fraieri și proști cum eram eu. Și tot așa. Bă, și gândiți-vă și ce spuneam lui mama, băi, gen, efectiv, mi-era mult prea frică. Și eu, cum v-am zis, stau la parter. Bă, o chemam pe mama până jos, bă, să... 4 scări aveam de urcat, data 4 de scări. O rogam pe mama să vină să-mi discuia, să-i spuneam pretextul că închisă ușa, bă, ca să coboare să-mi deschidă. Din cauza lui handicapatul de frate, deci, ca să vă dați voi seama cât de mult mă iubi pe mine, frate. Videoclipul ăsta. Zici că mi... Uite-l! Să mă pini frica cu... Așa o morții, băti, că nu mă mai uit. Bă, să moră, bă, uitați-o la clace, m-am uitat. Bă, dar ne avem 6 la 6 în 5. Deci fața lui asta... Bă, mă, nu mai pot de frică, bă, că... Nu mă mai uit, bă, nu mă mai uit, bă, mie nu-mi plac asta. Ce videoclip drăguț? Lasă-l. Nu, că nu e scurt. La, acum, uitați. Dar nu e așa clipul. Dar nu mai știu unde v-am văzut. Deci abia vă spuneam de câtă puțin încredere mai am eu de atunci, adică în fratele meu, băi, sânge, din sângele meu mi-au făcut chestia asta. Oprești dacă mă uitați pe legea asta. Bă, ce zică, ce încredere să mai am eu, bă, ce încredere să mai am, nu mai există încredere, bă. Știți care e regula numărul 1, bă, în viață? Încredere nimeni. Da, încredere nimeni. Ce ți-era frică, Dani? Mie? Da. Mi-era frică să mă duc în bucătărie sau în chestii de astea pe întuneric noaptea, gen, dacă eu aveam camera, mă duceam până în bucătărie sau la baie, aprindeam fiecare bec din casă pe rând și pe aia când mă întorceam, închideam. Ce mi-era frică? Că de jos, de sub scaune sau de sub astea, se ia o mână așa, să te prindă. Ce coincidență, și eu merg acum la 17 ani cu bici, să văd dacă dau de gândar și noaptea. Ce coincidență. Pe data viitoare, vă pup, abonați-vă, dați like, share, pe abonam, auzit, vă pup, papa. Boluri, ca murături, castraveți? Da. Niște castraveți. Ok, foarte bine.